În momentul în care pașii mei au ajuns pe meleagurile Aradului, am simțit cum inima mea se deschide spre aventură. Un orizont neexplorat mă aștepta, iar alături de o prietenă dragă, am pornit în căutarea minunilor ascunse ale acestui colț de rai din vestul țării. La fiecare răscruce a drumului, în fiecare poveste a locului, am descoperit o parte din sufletul acestui județ, care pentru mine a strălucit ca un diamant prețios, îndemnându-ne să nu ratăm nicio clipă. În timp ce soarele și-a etalat razele sale pe cerul senin, ne-am îndreptat pașii către o oază de frumusețe încrustată în adâncul unei păduri ce mângâia malurile Mureșului. Aici am găsit un colț de poveste, unde verdele crud al naturii se împletea cu cântecul râului și adierea vântului. Am ales să ne odihnim aici și să ne hrănim sufletele în această comoară ascunsă, bucurându-ne de ospitalitatea pământului și de mângâierea soarelui. După un festin al simțurilor, luând masa într-o terasă extraordinară, am pornit într-o călătorie prin grădinile naturii, îmbătându-ne cu parfumul florilor și murmurul frunzelor. Fiecare pas ne-a dezvăluit o altă fațetă a primăverii, iar noi am fost martorii unei explozii de viață în care natura și-a etalat toată splendoarea sa de primăvară. A fost o călătorie de neuitat în care fiecare clipă a fost o comoară prețioasă, iar fiecare loc a fost o poveste vie ce ne-a dus mai aproape de tainele acestei lumi minunate. Și aici este terasa unde am servit o berică și am mâncat niște mici. Foarte, foarte frumos. Aici e chestia aia și mă gândeam că patul e mai fain. E o cărare specială pentru chestia asta. Deci cum se numește locul ăsta aici? La pădure. Literalmente. Lunca la pădure. Lunca la pădure. Aha. Foarte frumos. Da, e foarte... și în capăt era ceva, dar că ori demolat și acum e mai ușor la jos. Dar că e puțin în pădure. Aici a fost multă verdeață. Wow, ce frumos e. Da. Ia uitați-vă, oameni buni, cum se vede de aici, din desișul ăsta, un peisaj superb, efectiv superb. După aia se țără și la pești. Dacă mai găs și... Și acolo e terasa unde stăm? Nu, aia e altă terasă. Altă terasă. Și uite acolo pe ăștia. Și ăștia din colțul sunt ortodoși. Au cele mai bune ortodoșe. Doar că acum nu ies. Da, păi nu e timpul lor acum. Da. De aici începe pădure? Da, era plin aici de copaci. Uite aici sunt florițe de mici. Uh-huh. Aici era absolut plin de copaci. Drumul ăsta era plin. Dar ori tăiat și în capăt e superb. Uitați-vă cât de frumos este pe aici. Absolut superb. Ia uitați-vă ce drum pe aici. Mergem către Roca Brună. Aici suntem într-o locație numită Roca Brună, undeva la câteva zeci de kilometri de Arad, cred. Până în 30. Până în 30, cu tot cu TVA. Așa, unde plătim Roca Brună. Hai să vezi terasa. Hai să vedem terasa. Ia uitați-vă ce locație faină aici. Wow. Și de aici
Uitați-vă ce vedere extraordinară se vede de aici de sus. Am urcat aceste scări. Uite aici o cameră faină. În inima sălbăticiei din județul Arad se află Roca Brună. Împodobită cu rafinament și măestrie. Aici gustul se întâlnește cu eleganța, iar servirea este desăvârșită. Prețurile, potrivite cu prestigiul locului, nu sunt nici modeste, vă dați seama, dar nici extravagante. Însă atmosfera, cu adevărat magică, face ca fiecare ban să merite această vizită. Este fără îndoială un sanctuar de frumusețe, un loc ce te îndeamnă să împărtășești momentele captivante pe platformele de socializare, o adevărată bijuterie instagramabilă. Sub strășina timpului am călătorit în grabă prin zgomotul și agitația orașului, îndreptându-ne spre Timișoara, iar întoarcerea a avut loc în aceeași zi, sub povara cronometrului implacabil. Am traversat autostrada atât la dus cât și la întors, ca niște călători grăbiți pe drumul lor. Ne aflăm pe autostrada care leagă Arad de Timișoara. E o vreme superbă, tocmai am trecut peste niște câmpuri de rapiță. Ne îndreptăm cu viteză uriașă spre Timișoara. Întorcându-ne, ne-am oprit să luăm masa într-un colț de rai gastronomic. Un restaurant atât de încântător încât ne-a cucerit din primul moment. Aici am savurat delicii culinare de neuitat, într-o atmosferă cu adevărat specială, un loc cu adevărat magic. Dacă ți-a plăcut acest video, o să te rog să-mi dai și mie un like, să te abonezi dacă n-ai făcut-o deja și să-mi scrii în comentarii ce-ți trece prin cap. Până data viitoare, eu îți urez o zi frumoasă și toate cele bune. La revedere!